La câțiva metri distanță de curtea lor, ia naștere o gunoiște de proporții. Vorbim despre locuitorii unui bloc din sectorul Râșcani al capitalei, care de ani buni urmăresc un spațiul din preajma unei clădiri în construcție de pe teritoriul administrat de Universitatea Tehnică, se transformă încet într-o zonă minată cu sticle, bucăți de plastic, pungi și hârtii. Oamenii din zonă spun că o parte din deșeuri sunt târâte de maidanezii care s-au înmulțit în ultima vreme pe teritoriu, iar o parte sunt aruncate de cei care nu se obosesc să le ducă la tomberoane. Elena Șișcov locuiește pe strada Rădăuțanu numărul 3 de 4 ani. Femeia spune că de atunci deșeurile în acest spațiu s-au mulțit și poluează mediul. De atunci nu văd nicio mișcare. Numai cât se adună deșeuri, de pe unde le strâng, nu știu tot, dar le adună aici. Am un nepot și să-i exprim așa. Bunica, dar de ce e așa dezastru aici? Și nu se schimbă nimic. Și alți locuitori sunt deranjați. Chiar dacă periodic deșeurile sunt evacuate, în locul lor apar altele. Totodată, oamenii spun că pe teritoriu și-au făcut culcuș zeci de câini vagabonți care se hrănesc din tomberoanele din apropiere. Se adună multe animale fără case, de exemplu, aici. Și cum creează o frică pentru copii mici, că ca să ajungă în parc trebuie să urci pe deal și dacă sunt mulți câini vagabonzi care n-au caz, pe ei sperie și de asemenea e greu de dus gunoi acolo pentru că sunt ascunse după perete și lumea câteodată nu respectă și pur și simplu aruncă oriunde n-ar fi. Eu înțeleg, nu prilejung bani să înceapă construcția aceasta și aici rămășițele de construcție a Universității Tehnice. Aici străinii nu o duc. Este ea, că uitați-vă, este paznicul, are grijă. Se vede că alte ieșiri n-au. Că vă spun, ei vin și câteodată de aici încarcă mai multe mașini, duc și pe urmă iară aduc. Da, aici, da, e un dezastru și atâția câini. Trăiesc și lumea îi hrănește și e foarte periculos, chiar sunt micuți acum câini. Aia asta, într-adevăr, trebuie de rezolvat problema și de luat. Preturul sectorului Râșcani dă asigurări că în cel mult 3 săptămâni gunoiul va fi evacuat. S-a discutat cu rectorul universității și cu agentul economic cu acel bloc nefinisat. Cred că în scurt timp această situație o să fie soluționată, o să fie evacuat deșeurile împreună cu salubritate și direcția locativ comunală, soluționăm problema cu câinii, încercăm cât mai repede să fie. Nu știu că timp să spun, 2-3 săptămâni de zile, depinde de volumul de lucru și de cât o să fie de receptiv agentul economic. Totodată, preotul a spus că dacă agentul economic care se ocupă de construcția acelui bloc va refuza să curețe spațiul, autoritățile vor fi nevoite să întocmească un proces verbal.